Astăzi a avut loc un eveniment caritabil prilejuit de pregătirea pentru primirea în casele sufletelor noastre a vestei nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, organizat de către Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Hârja, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Arhiepiscop Ioachim, un eveniment care are ca scop strângere de fonduri pentru un beneficiar al asociației pe nume Ghenadie, un beneficiar care dorește să își expună darul pe care Dumnezeu l-a dat, deși are doar un singur membru, doar mâna stângă, el este capabil să sculpteze, să-l picteze și asociația noastră dorește să investească în darul pe care Dumnezeu l-a dăruit acestui tânăr, un tânăr care va fi model pentru toți ceilalți tineri prezenți la acest eveniment de astăzi, tineri care trăiesc cu adevărat într-o lume a așteptărilor, a unor condiții de viață poate mai mult decât se cuvine unor oameni care cred că li se cuvine totul, tineri care trebuie să învețe de la un alt tânăr care muncește doar cu un singur membru, un tânăr care are într-adevăr dorința de a-și promova credința și valorile lui morale și de viață. Iată că astăzi un concert de colinde s-a desfășurat de către asociația noastră, interpretat de corul Stefanos, un cor de copii al asociației, a Centrului de Zi pentru Copii, la fel o trupă de teatru a asociației noastre, Micul Prinț, care a interpretat sceneta Spre Betlehem venim acum și niște meditații lirice alcătuite de către înalt preasfințitul Arhiepiscop Ioachim, toate sub egida Vin colindătorii când venea odată lerui ler, acest program cultural, tradițional și spiritual oferit oneștenilor la Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești, în care a adunat 10 de tineri care au fost interesați de modelul de viață lui Ghenadie, de modelul de muncă și de prețuire pentru ceea ce Dumnezeu a sădit în sufletul și inima acestui tânăr, care este pentru noi toți un model de luptă și de credință pentru a promova binele și frumosul. Este inclusă familia noastră pentru că așa vrea Dumnezeu, ca el să fie ajutat și să fie, pe de-a parte, o binecuvântare pentru noi, cei de la Hârja. Asociația noastră se mândrește că are cel mai tânăr membru, persoana lui. Și Ghenadie, pe lângă faptul că a avut un necaz, o încercare foarte mare în viață, acum ceva timp, într-un accident feroviar, el totuși este un model pentru noi toți, pentru tineri din lumea întreagă, pentru cei care sunt aici de față și cei care vor mai cunoaște de acum încolo. Deoarece Ghenadie, cu o singură mână, cu mâna dreaptă, deși este stângaci, face lucruri pe care nu le fac oamenii care au toate membrele,
niște lucrări artistice greu de egalat, sculpturi și picturi pe care le admirăm de fiecare dată noi cei de la Bălja și ne surprinde întotdeauna plăcut Ghenadie pentru munca pe care o desfășoară, sculându-se de la 3 dimineața, făcând munca aceasta plăcută pentru că o face din pasiune. De aceea Ghenadie aici de față și-a dat acceptul să-l cunoaștem, să-i cunoaștem viața și suferința lui, dar în același timp să-i vedem și darul pe care Dumnezeu l-a dat. În câteva vizualizări, așa cum o să ieșiți din această sală, o să regăsiți pe masă de la intrare de aici câteva dintre sculpturile lui, care le-a făcut două dintre ele chiar cu un instrument puțin profesionist. E un, de fapt, un cuțit care l-a confecționat chiar el, o lamă, care a început să sculpteze și se vede că, datorită acestui talent pe care Dumnezeu i-l-a dat, a făcut lucrurile atât de frumos. Și sculpturile lui sunt foarte frumoase pentru că pune suflet, în primul rând, și pentru că a muncit mult la ele. Ele, practic, arată, exprimă frumusețea umană. Și a început acum ultima piesă, ultima capodoperă sa, este un tren care, trenul acela care i-a cauzat situația, starea lui, și, într-adevăr, nu e terminat pentru că viața lui nu e terminată. Deci e o chestiune foarte logică, nu a terminat și poate că nu va termina, pentru că viața lui de acum începe să capete sens. Noi vrem prin această acțiune din această seară, vrem să facem cumva să sprijinim, să realizăm împreună un atelier de sculptură care să-l ajute să-și exercite talentul, să poată pune în valoare toate darurile pe care Dumnezeu le-a dat. Pentru mai multe detalii, vă rog să nu treceți, că sunteți așa puțin, poate indiferent sau ca la orice obiect, să vedeți în detaliu sculpturile lui, nu sunt foarte multe, pentru că nu a avut timp, și niște cruci, deci icoane, cruci și câteva picturi. Celelalte obiecte de aici, și din dreapta și din stânga mea, sunt făcute de copii și vârstnici așezământului nostru. De aceea, pentru ei l-am adunat în această seară, dar numai pentru acest lucru, cât să vă și împărtășim bucuria nașterii Domnului în acest spațiu generos al bibliotecii. Cu prilejul acesta mulțumesc foarte mult domnului director și celorlalți colaboratori ai sale, pentru că ne-a dat prilejul să ne întâlnim aici așa frumos, într-un spațiu plăcut, și sperăm să vă simțiți bine alături de noi. Chiar că suntem puțini, nu ne dezalmează lucrul acesta, s-a muncit foarte mult. Aseară la Roman, în Catedrala Arhiepiscopală, am pus în scenă și piesa și colindele și meditațiile ilice. Vom repeta, practic, acest program. Vom merge și la Bacău mâine și la Târgu Ocna. Deci avem un periplu prin mai multe localități. De aceea, vedeți așa ca o încununare a muncii realizate de către copiii aceștia minunați, timp de luni de zile, alături de alți doi oameni minunați, de Alina și de Iulia, care au lucrat foarte mult pentru piese și pentru cor, individual sau în grup, și cu acest prilej le mulțumesc foarte mult că datorită lor s-a putut realiza acest demers și suntem cu toții împreună pentru că ei sunt oameni minunați, cu toții. Mulțumim dumneavoastră că ați venit. Îl rog pe colegul meu de crăinicien, această seară, pe Ciprian, să preia frâile acestei întâlniri și să anunțe mai departe programul pentru ziua aceasta. Pentru început, vă aducem în dar o serie de colinde psaltice și tradiționale din mai multe regiuni ale țării, interpretate de corul de copii Stefanos al asociației noastre, dirijat de Iulia Catargiu. La jumătatea programului am ales să vă reamintim frumusețea meditațiilor lirice, alcătuite sublim de către înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim, rostite prin glas de copil. Iar în final dorim să vă aducem sufletele mai aproape de este de la Betleem, prin punerea în scenă a piesei de teatru Spre Betleem venim acum, interpretată de trupa Mitul Prinț a asociației. Vă invităm să audiați pentru început colindele.
coborât a coborât, cerul și pământul, slavă să aibă, legănelul și la primirea venii.
continuare, vă invităm să ascultați ultimele colinde din concertul din această seară. Colin ceresc, colin bizantin, larg deschideți poarta, noi în seara de Crăciun, seloare seduseră și coliniță.
aleșilor săi harul Duhului Sfânt, descoperindu-se prin poezie, cântec, meditație și text sacru. Unul dintre oamenii prin care glăsuiește Dumnezeu este chiar arhipăstorul nostru, înalt preasfințitul Ioachim. Măreția acestui praznic luminos este din nou reflectată de meditațiile lirice alcătuite sublim de înalt preasfinția sa. Vom asculta în continuare aceste capodopere lirice, Diptice, Catarsis și La plinirea vremii. La început era cuvântul și el era Dumnezeu, dar Dumnezeu era cuvântul, sfințească-se numele Său. El exista prin dânsul toate, căci El era nemuritor, prin El au fost făcute toate, din toate câte s-a făcut. Viața era întru dânsul și tot în El al ei izvor, tot El turna în om suflare și îl făcu nemuritor. Lumina Lui, aprinsă veșnic, în infinitul abisal, umplu chiar vidul non-ființei și întunericul a cauzat. Cel făurit din praful terei, numit de Dumnezeu Adam, purtava în el lumina vieții, ca dar a lui, din veac în veac. Iar când a fost plinirea vremii, în timpul acesta curgător, trimis a fost Ioan profetul, ca înainte mergător. Acesta nu era lumina, ci doar un simplu făclier. Și a venit să arate lumii Hristosul coborât din cer. Ioan purta lumina în suflet, trăind viață de ascet. El este ultimul din diptic, având mandatul de profet. Lumina cea adevărată, venită în lume ca Logos, prin întrupare primii nume, acela de Iisus Hristos. Lumina străluce în tot omul, creat frumos, cu suflet viu, iar la cădere își cadă chipul să-l facă iarăși străveziu. Lumina revenită în lume, deși în lume ea era, dar omul căzut în tenebre, cot trupești, nu distingea. Cel preanalt, păstră între oameni, un neam ales și virtuos, ca prin acesta să coboare în lume ca Iisus Hristos. Între ale sale el venit, însă ai săi nu l-au primit, dar cei ce l-au primit pe dânsul, viața lor și-au mântuit. Prin el tot omul dialogic nu va mai fi un solitar, că i s-a dat din nou putința de a fi om nou născut prin har. A se renaște întru dânsul înseamnă Duhul a trăit, căci moartea deveni un paște spre veșnicia lui a fi. Când Logosul se întrupează, izvor de har și adevăr, a Tatălui văzut am slavă, toți cei ce-au gustat din măr. Ioan mărturisea prin Duhul că e nimic față de el, deși născut din veci din Tatăl, lumii îl prezintă ca pe un miel. Iisus veni să mântuiască, purtând iubirea pe calvar, din plinătatea Lui, prin veacuri, noi am primit har peste har. Prin Avraam avei credința, prin Iisus simțim iubirea. Apostolii ne dau nădejdea că Tatăl ne dă mântuirea. Iar toți cei renăscuți prin dânsul, pe vița Lui fiind crefați, zidim biserica măririi, numindu-ne surori și frați. În dipticele ei rămânem, cu toți din veac și moștrămoși, nutrind nădejdea ca în ceruri, vom deveni și noi Hristoși. În țipăt sinistru și plâns de copil, o, Doamne prea bun, în rugă te chem, răscumpă răspund și tăiați inutil și auzi pe Rahila la Betleem. Pământul-i pustiu, iar omul-i singhel și plânsul Saharei se aude și-n grâng. Coboară-ți privirea spre lume din cer și mângâie ochii celor ce plâng. Spitalele scline-te și nu-i război, orașe și sate de mult s-au golit. Să credem, vai, Doamne, că-i ziua de voi, când mor și cei tineri, deși n-au murit. În noapte se aprinde nor de lumini, dar cerul devine mai tenebros. Și atâtea lumini, așezate în ciulini, acoperă lumina, Hristos. O, Doamne, repune lumina în sfeșnic, lumina cea pusă de om sub obroc, trimite din nou din cer focul veșnic și trece pământul prin foc. În spațiul imens, dintre genune și cer, nu-i vid, ci doar un veșnic mister. Universul așteaptă flământ și uscat să fie prin Duh din nou răurat. Lumea e surdă la glas de proroc, pământul-i purjolit ca de bara de foc. Omul flământ își cade
calcul de spin, chipul cel veșnic făcut din lumini. Doar timpul curgea liniștit și statornic, iar sorii mișcau în ritm de ceasornic. Pământul părea un deșert fără viață, deși era plin de păduri și verdeață. În hăul tenebros, o stea dintre stele răzdează o cale de foc printre ele. Deși arde tare, nimic nu consumă și tot universul în jurii se adună. Ea merge de veacuri, născută din veci, prin tot universul, deschisă apoteci. Soprește o clipă, pe cer s-o vedem, o văd astronomii la Betleem. Dar staua născută în afară de timp, cu ani în lumină, e contratimp. În spațiul galactic, ea raze trimite, dar omul cucernic căldura nu simte. Când steaua soprește, puțin să lucească, arată fecioarei locul să nască. Steaua e semnul cel mai frumos, linitul sa timpul să vină Hristos. Gătiți-vă oameni, neamuri, popoare, pregătiți-vă sufletele de sărbătoare. Fecioara e aleasă prin Duhul cel Sfânt, iar Tatăl ne spune un ultim cuvânt. Colindul și poemul liric nu rămân singulare în această frumusețe debordantă a praznicului. La acestea alăturându-se și teatrul creștin, ce transmite de fiecare dată mesajul lui Hristos în faptă, devenind o Evanghelie în imagini. În final, vă invităm să vizionați piesa de teatru Spre Betleem venim acum, interpretată de copiii Centrului de Excelență în Dezvoltarea Resurselor Intelectuale și Culturale pentru Tineri al Asociației de la Hârja. Colo sus, în vremea aceea, în frumoasa Galileea, o fecioară plăcea și Maria se numea. Nazaret era orașul unde Iași avea călașul. Într-o zi, Maria sta singură și se ruga. Dar deodată, ce vezi? Casa toată se umplu de o lumină orbitoare ca și raza de la soare. Nu te speria, Maria! Eu sunt în rugăciune. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Al iudeei împărat, într-o zi, porunca dat, ca la locul de născare să se înscrie fiecare. Ioși a mers să se înscrie și el cu al lui soție. De la ei, din Galileea, în Vitlaim, în Iudeea. Când acolo au sosit, Marie, ceasul, i-a venit ca să-l nască pe Hristos, ca de loc, în sus și în jos. Geaba cată prin cetate, case pline toate. Din Nazaret venim acum și calea a fost grea, că suntem obosiți de drum și eu și Maria. Că ea așteaptă pruncul sfânt, acum să se nască și oamenii de pe pământ, Iisus să-i spăvească. Peste tot e atâta lume, nu găsim niciun locaș. Haide, Iosife, mai bine, la margine de oraș. Prea curata, din Vitlaim ieșea și dând o boiată, a intrat în ea. Și printre dobitoace, pe fânul cel strobos, născuta prea curata, pe Iisus Hristos. Asta s-a născut Hristos, Mesia fi luminos, lăudat și cântat și vă bucurați. Lăudat și cântat și vă bucurați. Leaua ninge, nu-l atinge, cuntul bate, nu-l răzbate. Lăudat și cântat și vă bucurați. Îngerii au coborât la păstori, le-au trezit. Și cum stau din slavă, iată că un înger se arată. Fața lui, când o zăresc, ei de spaimă cremenesc. Iar al Domnului trimis, din ceruri
Așa le-am fost. Să nu mă spământați. Eu sunt Solie și vă vestesc cu bucurie că vesel azi tot omul fie. S-a fericit poporul că s-a născut Mântuitorul și o să-mi stau în coborâți și niezile o să găsim. Pruncă-n scutece înfășată, Iisus cel aștepta. Astea, îngerul spunând, îngeri, alții, vin pe rând. Mulți, o întreagă oaste sfântă, zboară prin văzduh și cântă. Slavă cerului, celui sfânt, vouă pace pe pământ. Iar când îngerii plecară, cei de lângă oi strigară. Haideți toți la spălaie, un cunier lăsătă, îngeluxele așeză lui Iisus și de stare în vota, de stare în dragă. Slavă ție și închinare pe Iisus, slavă ție cer și pace pe pământ. Slavă ție frunte din Iisus, slavă ție, slavă ție, ajutătorul de Iisus, slavă ție, frunte. Ce se vede în zare? O lumină mare. O stea ce strălucește, fanii chiar vestește, că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria, naște pe Mesia. Steaua stă deodată, vița e muliată, peștera se vede, mai ca întrâns așede. Înstruiezile zace, un frunt plin de pace, el e împăratul, noi n-avem pe altul. Pe cerul lucește și din răsăritul la toți le vestește, că aici în lume, sub un cer frumos, chiar astăzi s-a născut Domnul Iisus Hristos. Trei magi călări cu suflet bun aleargă împreună. De unde vin? Cum se numesc? Ce doruri îi frământă? Spre iezile îi călătoresc și cerurile cântă și cântă inimile lor, aprinsă bucuria. Azi s-a născut Iisus Hristos, azi s-a născut Mesia. Trei craide n-au răsărit, cu steaua au călătorit și au mers, așa cum citim, până la Ierusalim. Și acolo, dacă au ajuns, steaua lor i s-a ascuns. Și au început a umbla prin oraș, a întreba. Noi, de la răsărit cu alaici, venim trei magi, venim trei crai. Ierusalim am colindat și am întrebat în lung și în lat. Unde-i noul împărat care acum s-a născut? Steaua lui noi am văzut și către el ne-a petrecut. Și am venit din depărtare să-i aducem închinare, pruncul Mântuitor și împăratul tuturor. Dar când aici noi am ajuns, steaua lor mi s-a ascuns. Cine sunteți? Ce gând aveți? Ce întrebați? De-a cui poruncă ascultați? Și ce împăratul căutăm? Noi, împărate, am venit tocmai de la răsărit. Dar dacă vrei să știi, prea bine, noi nu te căutăm pe tine. Noi pe Iisus îl căutăm. Peste împărat, el e împărat. Cu slavă fie lăudat. Așa? Deci merge și aflați, apoi veniți de mânștiințați, că și eu vreau să mă duc și închinare să iau. Și s-au dus craii, s-au tot dus. Steaua e druma de sus. Iar la stau, acolo, iată, steaua se opri deodată. Iar craii merg în fața pruncului, se închină cuvioși, se închină lui. Ei scot și dau cu multă bucurie aur, smirnă și tămâie. Noi, pe la răsărit am venit să ne închinăm negreșit celui din tâi împărat, cine i-a răzut pe păcat. Mirod vruta să știe, au smirnă și tămâie, cui le duce noi în dar, trecând peste a lui pătar. Noi, pe la răsărit
fericirea veșnicie asta. Mărire cu cei de sus, lui Dumnezeu pace între oameni cu bucurie. Noaptea, îngerul în vis, magilor așa le-a zis. Pe ir nostru ocolit! Magică se-napoiară, altă cale apucat. Iar îngerul, în vis, veni și la Iosif și grăit. Scoate, Iosif, și ia pe spunte, mama lui, și fugi în Egipt și rămâi acolo, încă scriu, că Irod în gând și a pus, că nu moare pe Iisus. Iar pe Crai, Irod Medeu, îi aștepta în palatul tău și văzând că nu mai vin, de necaz făcea venit și a chemat ostaș pe dată. Ostaș! Merge repede de oceană, acolo îmi vin făinși în sate, cu orașe împecinate, casele la mine luați, toți copiii să-i tăiați, de la doi până în jos, doar veți da și de vizit. Precum ați spus, vom făptui copiii mici să-i nimicim, sabia pe dat, pornim copiii mici să-i nimicim. Vom făptui precum ați spus și n-o să scape nici Iisus. Vă suntem brațul Irod și va fi jale pe pământ. Ne iartă, Doamne, Tată Sfânt, că va fi jale pe pământ. Și războinicii s-au dus, făcând precum Irod le-a spus. O, ce vaie prin cetate și împrejurul ei prin sate, cum plângeau din minți ieșite mamele nenorocite, când vedeau murind pe uliți pruncii lor trecuți prin suliți, sau când îi vedeau sfărmați sub călcâie de soldați. Eu sunt Irod împărat, care pe cal am încălecat, sabia în mână am luat, 14.000 de cocon mici am tăiat, tot pământul s-a tremurat. O, Irode împărat, de te-ai umplut de răutate, tu, cu păcatele tale, ai umplut mrejoare. Atunci Irod împărat a auzit ce s-a întâmplat și mare voluntatea să se taie mulți copii. Și-a tăiat Irod copii vreo 14.000, cu 2 ani și mai în jos, ca să-l taie pe Hristos. Pe Hristos nu l-a tăiat, Dumnezeu l-a apărat. Dar nici nu cetase plânsul că Irod muri și dânsul. Îngerul atunci a zis, iar lui Iosif noaptea-n vis. Ia pe frunte măsa și te-ntoarce în țara ta, îngerul zice să urcă să pune prin ce moarte, cel ce mâna vătătuie pe Iisus ca să rămâie. Ei din Egipt la drum porniră și în Nazaret sosiră. Ocrotit de Dumnezeu, Iisus aici creștea mereu și de harul Domnului se umplea făptura lui. Maica Sfântă locrotea și cu dragoste-i grăia. Fiul meu, Iisuse dragă, te așteaptă o lume întreagă. Lăudați și cântați și vă bucurați. Te așteaptă cu dorire ca să dai ei mântuire. Lăudați și cântați și vă bucurați. Cine-ți va asculta povara, își va mântui viața. Lăudați și cântați și vă bucurați. Când te-ai născut, Iisuse, noi, îngeri de sus, cântare minunată a împăcării am adus. Să bucurăm pământul pentru venirea ta, să-l cuprindă iubirea, pacea ta. Azi ca întotdeauna, noi îngerii venim prin nașterea Iisuse pe prânz să ofrotim. Să facem loc pe buze pruncului tău sfânt. Să fie doar iubire și pace pe pământ. O, și acum, Iisuse, Doamne, pentru anul care vine, calda noastră rugăciune o îndreptăm smerit spre tine. Să întărești dorința noastră de a rămâne zi și noapte, purtător ai vești bune, mai departe, mai departe. Ce veste minunată, când ne trec din sărată, astăzi s-a născut cel pe cel cu astăzi s-a născut cel pe cel cu, cum au spus proroci.
Speranța că am reușit să transmitem mesajul autentic al nașterii Domnului, dorim să vă mulțumim pentru tot sprijinul oferit de-a lungul timpului, adresându-vă adâncă recunoștință pentru eforturile depuse în susținerea proiectelor de voluntariat social. Nașterea Domnului Hristos